Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Grecia le va oferi o recompensă financiară de 150 de euro tinerilor între 18 și 25 de ani care se vor vaccina cu o primă doză de vaccin împotriva COVID-19 ca parte a eforturilor guvernului de a crește rata de imunizare a populației înaintea sezonului concediilor, care de fapt a și început în Grecia, că e coadă la Promahonas în fiecare zi. E valabil și pentru cetățenii străini, tineri până în 45 de ani? Iată întrebare, da. Dar chiar voi v-ați gândit vreodată unde s-or duce grecii în vacanță? Chiar așa. Mi se pare foarte trist. Eu am vrei, că... Nu este trist dacă... De ce nu? Mai te duc dintr-o insulă în alta, să și la ei peisajul ăla, din punctul meu de vedere, e complet repetitiv, adică... Ne place nouă mult, dar... Trebuie să te duci în mai multe zone din Grecia, să cobori și în sud. Mai... Și să vezi că acolo cobor... e o altă Grecie. Pe aici, pe acolo, dar tot boscheții aia uscați sunt... Așa e la Mediterană. Solo la Arida, așa, și... Așa e la Mediterană. O stângă în dreapta, o stângă în stânga, mai pietros, mai nisipos. 0372069599. Așa. Recompensă financiară în Grecia pentru tinerii care se vaccinează, 150 de euro. Sunteți pro sau contra? Ce ar mai fi de făcut să mai crească ritmul vaccinării și în România? A, la noi, credeam că dacă suntem pro, să le dea grecilor bani. Da, ești pro să le dea grecilor bani? Da. De ce, domne? Pentru că și așa s-a mărăți. Să fie mai relaxați când mergem noi acolo, să fie oamenii, da, cu zâmbetul pe buze. Deci fiți atenți, asta e. Începând de luni, acum... Sigur, la noi ați văzut, domnul Iohannis, domnul Câțu, au anunțat că în România s-a terminat pandemia. Practic nu mai avem nicio problemă. E adevărat că în Portugalia, Marea Britanie, a avut 22.000 de cazuri noi ieri. Ăia sunt din ce în ce mai îngrijorați. Da, dar acolo n-a fost succes. Așa, încă n-a fost. Ei n-au cunoscut succesul și de aia. Portugalia. Portugalii au primit cetățeni britanici, așa, de prietenie și au o creștere masivă a numărului de cazuri. În Rusia... creștere, de asemenea, rapid numărul de cazuri cu varianta asta Delta, care e super contagioasă, da. Dar la noi succesul campaniei de vaccinare este faptul că nu se mai vaccinează lumea, ne-a spus domnul Klaus Iohannis. Președintele asta a spus. Am oprit atât de eficient pandemia, încât acum... N-are sens. Nu mai are sens. Domnul Cățu a fost întrebat. Păi da, dar obiectivul era 5 milioane de persoane. În continuare nu sunt în România 5 milioane de persoane, sunt sub 5, 4 și ceva. Nu, dar nu mai avem probleme. Asta a fost succesul, a fost că gata, s-a sfârșit cu pandemia în România. Și într-adevăr, dacă te uiți, nu mai sunt cazuri. În București nu s-a mai raportat niciun caz, mai sunt câteva prin toată țara. Bine, în București nu e o coincidență, probabil faptul că s-au dat mici pentru... Da, de la mici. Asta. Și atunci, cred că de aici nici se trage. Bun, deci în Grecia, începând de luni, grecii vaccinați cu schema completă pot merge la muncă sau la sălile de sport fără a mai avea nevoie să se autotesteze. Acum nu știu cât de des trebuiau să se autotesteze, dacă să înțelegeți cam care sunt restricțiile prin alte țări. Și în Franța, înțeleg că în continuare este destul de dificil, sau până zilele trecute erau multe restricții. Da. Rata de vaccinare completă în Grecia e de circa 33%, în România e de 23%, doar că la greci, dacă te uiți pe grafice, proporția în creștere, la noi se plafonează. Ieri s-au vaccinat în România cu prima doză vreo 8.000 de persoane. Deci, la greci asta e, odată cu prima vaccinare, le dau la tineri un card preplătit, 150 de euro, bani pe care pot să-i folosească începând din 15 iulie pentru turism și evenimente culturale, primești și internet gratis pe telefoanele mobile în toată luna august. Eu, la noi, dacă s-ar da bani, iese iureș, eu îți spun. Zici? Dacă tabără lumea să le dea banii retroactiv. Și adevărul e că mie de ce? Adică eu, dacă m-am vaccinat, dăm și mie banii. Credeți că ar merge asta cu să dăm bani în România? Bani. Adică 150 de euro la greci, la noi cred că ar însemna vreo 100 de euro. Cam așa ar fi. Da. Să se dea 100 cardul. Pac, uite, cardul, te vaccinezi, ține, 100 de euro. Vi se pare corect sau nu? Eficient sau nu? Pragmatic sau meschin? 0372-069-599. Horia e cu noi, bună dimineața! Salut, Horia! Bună dimineața, băieți, salut! Bună! Corect nu este, eficient sigur va fi. Pentru că românul, când e vorba de bani, unde-i fuge și... Și ar face vaccin. Și ce ar trebui să facă dacă ai fi prim-ministru? Adică ai avea aceste... În primul rând, fiecare român ar trebui să fie responsabil că trebuie să ne vaccinăm. Eu m-am vaccinat, soția mea s-a vaccinat că a născut, dar în rest
Bun, asta da, că ar trebui să fim cu toții responsabili, în general în lume, că nicăieri rata de vaccinare nu e 100%. Peste tot sunt oameni care nu vor să vaccineze din motivele lor. Asta e. Întrebarea e ce faci ca guvern cu, ca să încurajezi vaccinarea când ai o... A? Să fii principial sau să fii pragmatic și să încalci niște principii? Adică, până la urmă... Ar trebui să pună niște restricții. Cei care nu se vaccinează n-au voie la cumpărături, poate numai dimineața de la 7 la 9 și seara de la 8 la 10, ceva de genul. Sau... Deci... Și n-au voie să plece în stațiu sau din localitatea de domiciliu. Și, și legați la o mână, eventual. Deci, mulțumim tare mult, Horia. Mulțumim, Horia. Daniel, bună dimineața! Bună, Daniel! Bună dimineața! Mă bucur că ați menționat până la urmă faptul că nu pot să cheltuiască oriunde banii ăștia care îi primesc. În evenimente culturale sau în turism, asta e foarte important. Da. Eu cred că dacă la români ar da 150 de euro să poți să cheltui oriunde... S-ar înghesui lumea grozav de tare. Păi stai puțin, dacă te duci la un spectacol într-un club, nu e un eveniment cultural? Păi nu, asta, tocmai asta spune, da. Păi asta zic, că te poți duce oriunde. Dar România ar merge cu, să-i dai 100 de euro să se ducă la Ateneu? Mă îndoiesc. La cât de... Ar merge euro singur pe stradă. Cultură suntem noi, nu cred că... La noi ar ieși, știi ce ar fi? Ar fi scandal că de cei de pe card. Pentru că, da, care e problema? Noi nu credem în carduri. Exact, și cardul are chip. Daniel, te-ai vaccinat? Nu, fac parte din minoritatea celor care nu s-au vaccinat. Nu sunt împotriva vaccinului, dar am zis că mai aștept. Nu am fost împins așa, nu am fost constrâns. Și dacă de mâine ai primi un astfel de card, te-ai vaccina mâine? Sau ai mai aștepta? Aș mai aștepta puțin. Poate de 200. Mulțumim, Daniel. Mircea, bună dimineața! Salut, Mircea! Salut! Bună dimineața! Salut! Mi se pare și corectă și pragmatică și oricum vezi noastră decizia grecilor și vă spun și de ce. Practic nu este o recompensă, nu, este pur și simplu o prevenție. Cu cât se vaccinează mai multă lume, cu atât Grecia va fi mai protejată împotriva pandemiei. Ce este mai ieftin? Să îngrijești un bolnav în stare gravă sau să vaccinezi, să plătești vaccinarea a 10 persoane. Deci da. Eu văd că o cheltuială ca o prevenție, pur și simplu. Și care e părerea ta? De ce? Da, ok, e corect ce spui, dar de ce te-aș ruga să spui opinia ta în privința acțiunilor guvernului României? Nu se pare că e cam timid în privința asta? Adică în afară de niște declarații făcute de oficiali... Stați un pic, guvernul României, care guvern mai există? Nu, țara asta merge din inerție de vreo 4-5 ani aproape. Guvernul României, cred că dacă n-ar exista, ar merge poate mai bine țara asta, că acolo, în fine. Dar lăsând acum filozofia deoparte, vă dați seama care e opinia mea. Acțiunile guvernului României sunt nici infantile, nu pot să le spun. Cred că și un copil s-a descurcat mai bine. Nu există, sunt complet defazate, sunt complet rupte de realitate. Așa cum sunt rupte de realitatea de zi cu zi și nu sunt sare să ia decizii corecte pentru populație, la fel sunt rupți și de realitatea vaccinării, de realitatea de modurile corecte în care ar putea să intervină pentru a convinge populația să vaccineze. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Mi-e teamă că o să crească ritmul vaccinării așa de nevoie în România când o să ia viteză și varianta asta Delta la noi. Că e inevitabil, adică e implacabil. Se va întâmpla. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.